Viața fără Dumnezeu este o viață grozavă. Viața fără Dumnezeu este o viață extremă, este o viață de nefericire. Asta e viața fără Dumnezeu. Că Dumnezeu, în ciuda faptul că noi păcătuim Dumnezeu, ne lasă anumite binecuvântări, asta nu înseamnă că le avem fără Dumnezeu. Viața fără Dumnezeu este extremă. Ce este iadul? Ce este iadul? Asta este iadul. Este o îndepărtare a lui Dumnezeu. Tot ce este binecuvântarea lui Dumnezeu, tot ce este har, milă și îndurare lui Dumnezeu, e retras complet. Complet, asta este iadul. Nu vă gândiți, nu merge să vă gândiți că ce înseamnă, dacă e simbolic, dacă e metaforic, focul care nu se stinge, vermele care roade veșnic, nici să nu vă mai gândiți la ea. Esența iadului este o viață fără Dumnezeu. O viață singură fără Dumnezeu și este teribilă. Este teribilă. Este teribilă. Și asta îl face Dumnezeu să înțeleagă pe omul acesta când trece prin disciplinare. Și acesta este un lucru important să învățăm. Ceea ce ne imaginăm noi că e împăcat, păcat, sau fără Dumnezeu este complet diferit de ceea ce e în realitate. Noi imaginăm, asta e esența, păcatul este prostia supremă. Păcatul este prostia supremă. Eu fac un lucru greșit și zic, domn, fac lucrul ăsta pentru că e mai bine să-l fac așa, o să-mi fie mai bine. Dar niciodată nu mă gândesc ce e în realitate. Păcatul este pur și simplu separarea de Dumnezeu. Separarea de Dumnezeu înseamnă nenorocire. Asta înseamnă separarea de Dumnezeu. Dumnezeu nu se separă niciodată de plin de noi, că dacă s-ar separa de plin de noi, am plonjat direct în iad. Asta ar fi rezultatul imediat. Iona nu înțelege lucrul acesta. Și de multe ori nu înțelegem nici noi. Și de multe ori prin păcat fugim și noi de Dumnezeu. Și ne imaginăm viața fără Dumnezeu într-un anume privință sau într-un anume domeniu a vieților noastre. Dumnezeu nu are ce, Dumnezeu ce să spună în domeniul ăsta. O, Dumnezeu te lasă. Uneori te lasă Dumnezeu și se retrage cu binecuvântarea lui de acolo. Și îți dai domnule, ce mi-am imaginat eu că o să fie, E cu totul altceva de ce s-a întâmplat în realitate. Oamenii ar dori să nu funcționeze legea asta pe care a stabilit-o Dumnezeu în univers. Păcătuiești, Dumnezeu se retrage într-o anumită măsură. Și nu vine binecuvântare de acolo, nu vine plăcere de acolo, nu vine bucurie. Oamenilor le-ar fi plăcut să nu existe legea aceasta a consecințelor, dar există. Dar există și uneori, fiindcă uităm, Dumnezeu ne învață ce înseamnă viața fără Dumnezeu.